Sultan Top, ierbicid pentru rapiță. La fierăria familiei Tinca, dragii mei, se predă ștafeta. O primește de la tatăl lui, fiul Constantin, care ne arată acum și ne spune cum se bate fierul astăzi, ca acum 100 de ani. Stăm de vorbă cu... Tinca Constantin este numele meu, mai pe scurt Costi, și... Aici, în acest spațiu micuț, muncim. Deci asta facem și o facem cu mare drag. Ce comenzi ai tu? La ce lucrezi în momentul ăsta? De față încerc să... Seamănă cu un lampadar? Exact, da, un candelabru, așa, care, într-adevăr, respectă toate... să spunem, toate normele legate de fier forjat. E realizat aproape în întregime, fără sudură, fără elemente semifabricate, strict bazat pe loviturile aplicate metalului cald pe nicovală, așa cum se lucra în urmă cu câteva sute de ani. Îmbinările sunt realizate cu nituire, respectiv prin șuruburi. De fapt, acest aspect este unul care ne motivează să muncim și dorim să păstrăm în continuare aceleași trăsături. Iubim fierul și mai ales fierul care îl lucrăm așa cum am învățat și așa cum prezintă arta fierului forjat. De strict pe nicovală. Îl încălzim, îl batem, îi aplicăm diverse lovituri și obținem diverse modele. Acum, ceea ce fac eu aici, se poate spune că încerc să mă reîntorc undeva în timp, da. Deci nu prea mergem pe o latură neapărat modernă, dar în cazul în care sunt persoane interesate de așa ceva, putem să respectăm orice indicație, pentru că, așa cum se știe, clientul nostru, stăpânul nostru. Dar chiar dacă avem clienți care au impresia că pot să fie stăpâni, așa, totuși ținem la unele lucruri peste care nu putem trece. Deci nu ne putem permite să facem aproape orice cerere există. Nu, trebuie să existe o... Să cădem de acord în ceea ce privește modelul și cel mai important lucru, modalitatea de execuție. Pentru că dacă nu se va face întocmai după standardele noastre, deci atunci vom fi nevoiți să declinăm orice comandă. Avem o curiozitate, cam cât timp îți ia să confecționezi o asemenea lucrare? Având în vedere faptul că totul se realizează manual, deci nu avem alte utilaje, mașinării, prese speciale care ar putea să ajute la confecționarea acestor lucruri, timpul de execuție este destul de lung și acest lucru este un inconvenient pentru cei mai mulți clienți care se așteaptă ca totul să fie gata de la o zi la alta sau într-un interval de timp cât se poate de scurt, lucru care pe noi ne depășește. De exemplu, pentru acest candelabru a trebuit să lucrez undeva în jur de 3 săptămâni. Cu încă o persoană, deci cu încă un om. Pentru finisaje avem o gamă variată de culori, nuanțe, patine care se pot aplica produselor care le oferim aici în atelier, dar noi recomandăm să fie lăsate natur dacă sunt într-un loc protejat de... Adică în interior. Exact, în interior. Sau cel mult să se aplice un strat de lac incolor, care de asemenea protejează suprafața metalului, dar fără a-i schimba aspectul metalic, deci cel al metalului prelucrat în foc. Pentru că, de fapt, acolo e toată frumusețea. Dacă l-am acoperit cu o culoare, cu un strat de vopsea, oricare ar fi nuanța. Pierde acestea. Valoarea. Exact, foarte mult s-ar pierde din valoarea lucrării. Produsul acesta este deja finalizat, e gata, îi mai trebuie ceva? Da, urmează să îi se aplice aceste abajururi din sticlă și pe urmă să... Au și ele forma unei flori, văd, exact, o cală sau exact, ce simbolizează? Exact, o cală și va completa, să spunem, modelul acestei... Exact, modelul buchetului. Pentru că trebuie să găsim întotdeauna soluții, deci să nu încărcăm foarte
foarte mult fiecare obiect, deci să nu fie foarte, foarte solid, foarte masiv, trebuie să-i dăm și o latură de sensibilitate, dacă se poate spune așa, și să facem diverse combinații cu materiale mai călduroase, să spunem așa. Facem diverse combinații cu lemn, piatră, sticlă, diverse materiale care ne ajută. Deci tot materiale naturale. Exact, exact. E foarte important pentru cei care sunt interesați de a face diverse lucrări din fier forjat să poată să înțeleagă natura metalului. E ceva care nu se poate cumpăra. Trebuie să găsești pe cineva care să poată să îți facă ceva personalizat. Pentru că din discuții, din ceea ce primim de la client, din informații, din descoperirea pe care ne-o lasă, de acolo putem să vedem efectiv ce își dorește. În felul acesta putem să lucrăm și acele lucrări sunt cele mai reușite. Privesc mai departe la celelalte modele și la tot ce aveți aici în atelier și parcă mă simt cumva într-o epocă medievală mai degrabă. Putem spune acest lucru. Acum, ca și o paranteză, avem și arme medievale făcute după modele care, într-adevăr, au existat în trecut. Și realizate... cere și pentru așa ceva? Sigur că da. Da. Sunt persoane care apelează la aceste tipuri de obiecte pentru a decora diverse crame, diverse localuri sau strict pentru a fi expuse în spațiul lor de acasă. Ce mai fi de văzut aici? Aveți o altă aplică, da, văd, așa, tot cu un model floral. Un prototip, da, se poate aplica pe un perete din lemn sau placat cu piatră sau zidit din piatră. Așa, am încercat să reproducem cumva forma unei cale la o dimensiune ceva mai mărită, tocmai pentru a putea aplica în interiorul acesteia corpul de iluminat, așa, și care să poată să focalizeze sau să direcționeze lumina într-o anumită direcție. De exemplu, acesta va fi montat pe un perete unde, în apropierea acestei lămpi, va fi expusă o frescă, tocmai pentru a canaliza sau a lumina zona respectivă. Da. Ar mai fi ceva de văzut? Văd aici în spate aici modelul unui gard, lampadar. Da. De exemplu, acesta este un prototip de felinar. Da. Așa, e doar în stadiu de lucru, încă nu este finalizat, dar să spunem că e în curs de execuție. Am mai făcut astfel de lucrări, dar nu la această dimensiune. Asta a fost făcut doar așa ca să putem să avem material de prezentare pentru clienți. Și încercăm să putem să ținem de aceste lucruri cât se poate de mult, pentru că cei mai mulți care vin în atelierul nostru își doresc să plece cu ceva. Deci un lucru cât de micuț, cât de mărunt, dar țin să aibă o parte... Suvenir. Exact, exact. Și din această cauză unele lucruri sunt făcute ceva mai mari, tocmai în ideea în care să fie foarte greu sau aproape imposibil de luat de către clienții noștri. Dar ne bucură faptul când suntem solicitați chiar și în acest mod. Și eu mă bucur că astăzi am putut vorbi de o meserie veche. Vă întreb în final dacă această meserie devine astăzi o afacere profitabilă. Astăzi încă nu. Peste câteva zile, da. E bine, e da, bine. Dacă termenul este atât de scurt, cu siguranță e satisfăcător. Că, dacă de 15 ani am ajuns, să spunem, așa pe o scară de la 1 la 10, să spunem că suntem la 5. Da, deci mai avem încă, deci peste încă 15 ani, eu zic că o să fie profitabilă. Cu perspective bune, deci. Da, suntem mulțumiți, nu putem să ne plângem, nu putem să spunem că într-adevăr suferim, deci ne alegem doar cu munca. Nu e adevărat. Oricine știe asta sau oricine poate să-și dea cu seama de acest lucru, pentru că aceste lucruri necesită foarte mult efort, necesită foarte multă muncă și necesită foarte multă gândire sau să spunem, te solicită ca și proiect. Care? Exact. Cei care înțeleg acest lucru și reușesc să ne susțină și pe noi sunt oameni deosebiți care într-adevăr caută ceva diferit. Pentru că... Era să uit.
Înainte de a pleca, pentru că noi am ajuns aici aduși de domnul Mihai Țepeluș, care cunoaște foarte bine zona, este satul natal, am înțeles că dumneavoastră ați făcut niște porți care au ajuns la muntele Athos. Da, într-adevăr, așa este. În ultimii ani, să spunem așa, am lucrat destul de mult pentru diverse mănăstiri, pentru diverse biserici ortodoxe și nu numai aici în țară, dar, așa cum ați amintit dumneavoastră, chiar și pe muntele Athos. Avem o poartă frumoasă, făcută în totalitate din metal, la care s-a lucrat foarte mult, aproape 6 luni de zile, așa, și cântărește undeva la 800 de kilograme. Deci a fost o muncă foarte, foarte, foarte mare, dar a meritat. Deci, siguranța a meritat și pentru noi a meritat să facem această incursiune astăzi aici la Voșloveni și să vă cunoaștem pe dumneavoastră, niște oameni minunați. Vă mulțumim! Mulțumim. Vă mulțumim pentru vizită, vă mulțumim pentru timpul dumneavoastră și vă mai așteptăm, dacă o să mai aveți ocazia, cu mare drag, oricine e binevenit aici la noi. Să știți că pe vremuri la sate, gospodinele purtau rochii lungi și șorțuri lungi. Atunci când vreau să facă o plăcintă bună pentru numeroasa familie, ca și bunica mea, femeia, își lua poala rochiei și o prindea aici de șorți și din dreapta și din stânga, își sufleca mânecile până la coate și uite așa, dragii mei, au ieșit cele mai bune plăcinte de pe lumea asta. Știți cum se cheamă? Poale în brâu. Dragii mei, cunoașteți mirosul de cozonac proaspăt copt în cuptor? Ei bine, aici așa miroase, n-am cum să vă traduc, să vă explic și prea multe vorbe nu fac 2 lei, dar suntem alături de niște doamne foarte, foarte pricepute care fac niște plăcinte grozave, se numesc poale în brâu, așa este? Sunt plăcintele poale în brâu moldovenești din zona Moldovei, mai precis a Botoșanului, comuna Stăuceni, satul Tocineni, de unde venim noi. Cu aceste produse minunate și foarte bune. Sunt foarte bune, asta pot să garantez și eu, pentru că am mâncat puțin mai devreme, dar de data asta vreau să ne divulgați puțin din secretele acestei rețete, să ne spuneți cum se fac. Păi cum se fac? Se pune făina cu lapte, drojdie, sare, zahăr și se frământă bine, bine, până când se face un aluat cât de cât flexibil, se întindă. Se lasă puțin la dospit la crescut, după aia se divizează mai multe bucățele, depinde cât de mari vrem să le facem, mai micuțe, mai mari, 50-100 de grame, păi ce se lasă puțin pe tavă la crescut, se iau și se umplu cu brânză sărată și mărar. Sau exact ceea ce faceți dumneavoastră acum, asta este operațiunea pe care o faceți noastră, da? Am văzut că ați dat cu ulei planșeta pe care o aveți aici, este musai, nu? Da, ca să nu se prindă. Să nu se prindă aluatul de masă, ca să nu iasă urât, că după aceea rămâne pe masă și nu-l putem lucra noi. Da. Care este compoziția umpluturii? Compoziția umpluturii este brânza sărată de oi, cu mărar, ceapă verde și cu un pic de, dacă este prea sărată, punem și un pic de brânză de vaci. La cea cu brânză dulce facem brânză de vaci cu zahăr, coajă de lămâie, stafide și fiecare după gustul lui. Ouă, bineînțeles, pentru legătură și se pune în cocă, se împăturește în 8 colțuri, se leagă, se pune în tavă la crescut. După ce le lăsăm la crescut cam 30-40 de minute, depinde de timp și dacă este frig afară stau mai mult, dacă este cald stau mai puțin. După ce cresc, le băgăm la copetavă. La ce temperatură aveți băscuțele care sunt acum în cuptor? În jur de 200 de grade, cam 150-200, depinde de vremea de afară, dacă este frig mai mult, dacă este cald mai puțin. Înțeles, le țineți la cuptor ca să mai crească un pic, așa este? Da, la cald ca să mai crească puțin, că dacă ele nu sunt crescute, când le băgăm la cop, se strâng și iasă ghemotoc și atunci și ai și senzația să iasă crude. Să vedem și noi operațiunea de umplere a plăcintelor poale în brâu. Ia să vedem. Arată și mărar. Pare că aveți două feluri de brânză. Da, este brânza un pic de caș uscat, caș și telemea sărată de oi și cu brânză de vaci. Bineînțeles, ceapa și mărarul care nu lipsesc niciodată din ele. Le împăturim
frumoși. Pe mine mă fascinează dexteritatea cu care dumneavoastră reușiți să le împăturiți. Cu timpul și în timp, și cu cât înainte de vârstă, înveți. Și atunci, ca să nu riscăm să se desfacă, le facem un nou deasupra. Ele se numesc palimbrâu, denumirea de la bătrânii noștri, mai ales de la bătrânile noastre, bunici, când mergeau la râu, spălau rupii și ca să nu șude fustele, rochile ce aveau pe ele, le ridicau și le, de atunci le puneau, le prindeau în bata fustului. De atunci se spune palimbrâu, adică poalele sunt ridicate și le prinse în brâu. Aceste poale în brâu urmează să ajungă la cuptor, le puneți pe tavă și urmează să ajungă la cuptor. La crescut, le introducem aici. Da, văd că mai sunt trei tăvi deja crescute. Acestea cam cât timp au stat la cuptor? Cam 20-30 de minute. Ce urmează? Mai este o operațiune? Le mai puneți ceva? Se arată cu mărar deasupra pentru ornament și pentru deosebire. Mai aveți și alte tipuri de plăcinte? Spuneați că trebuie să le deosebiți de celelalte? Da, păi astea sunt cu brânză sărată și măraș, și acestea alte sunt cu brânză dulce și stafide. Și ca să le deosebim când se coc, le punem un pic de semn. La acestea le punem caș uscat, la acestea le punem brânză de oi cu măraș și cu ceapă deasupra. Bun, din acest moment, cam cât timp mai stau la cuptor? În 5 minute maxim ele au ieșit din cuptor. Deci le băgați doar pentru 5 minute la cuptor și s-au și copt, sau și... Da. Cuptorul tunel. În cuptorul tunel este temperatura de 230-250 de grade și în timpul de 5 minute de coacere. Veniți să vedeți la linia de finish ce s-a întâmplat. Iată. Minunat. Niște plăcinte coapte, rumene, numai bune de servit. Stupina lui Oros este axată pe sorturi de polen. Să știți, are 250 de familii de albinuțe harnice care produc miere bio. Pentru că, spune domnul Oros, numai mierea bio păstrează calitatea produsului. Nu vreți să-l cunoașteți? Haideți că este un om foarte interesant. Domnul Oros, mereu prin târguri, dar și în stupină, nu-i așa? Câți stupi aveți? 250 de familii de albine în lap bio, pentru că numai prin o producție bio poți să păstrezi cu adevărat calitatea produsului apicol. Ceea ce este foarte important, că stupina mea e axată pe sorturi de polen. Eu fac pastoral în munți numai pentru a obține diverse sorturi de polen. Și în fiecare an obțin peste 50 de sorturi de polen diferit, care fiecare polen, sort de polen, transmite partea cea de fitoterapie a plantei la produsul apicol, prima dată prin propolis, apoi prin polen și apoi prin miere. Asta este un lucru foarte important când faci, produci pentru apiterapie, pentru că rostul apiculturii este acesta, de a face ca sănătatea oamenilor să se îmbunătățească. Și cu nimic nu se poate face decât cu produsul apicol natural. Ce înseamnă natural? O miere naturală este cea care provine din nectarul plantei și albina o maturizează și o face miere de albine. Dar ceea ce se petrece aici este un lucru extraordinar. Adică prin maturarea apei, care o parte o ia albina și se hrănește în acest timp, albina nu consumă, apa trece în forma de cristale lichide. Este singura apă care intră în celula umană ca să o hrănească, să o dezintoxice și așa. Deci nu putem discuta decât prin acest aspect. De aceea mierea de albine este atât de valoroasă, tocmai datorită conținutului de apă, cristale lichide, le spun specialiștii, care are formă hexagonală, exact ca a celulii, și care ne intră nouă atunci când este în celulă ca hrană și ca dezintoxicant.
Domnul Oros, da, vorbiți foarte frumos, așa este normal, așa este bine să vorbim despre și trebuie să promovăm cât mai mult mierea, așa cum spuneați, naturală. Cum un consumator poate să deosebească, și nu numai un consumator, chiar și laboratoarele, poate să deosebească o miere de calitate, o miere pură, de mierea care se mai face și pe alte căi. Dacă am discutat în anii 60, toată lumea băga creionul chimic în miere. Dacă se colora mierea, era falsă. Pentru că apa sub formă cristale nu se întinde în toată masa. Astăzi se face textul prin introducerea în apă, ceea ce nu este întotdeauna concludent, dar singurul lucru care putem noi să demonstrăm consumatorul este spectru polemic. Exact, să se afle ce cantitate de polen are fiecare miere și ce tip de polen are, ca să determinăm până la urmă sursa meliferă. Categoric. Dacă 10 grame de miere nu conțin între 14.000 și 16.000 de grăuncioare de polen, nu este miere naturală, nu este miere din nectarul florilor. Acesta este singurul indiș care ne garantează că mierea este naturală. Până la urmă și zona din care provine, pentru că se stabilește polenul, tipul plantei melifere din care provine, și dacă ea nu e din zona aia, înseamnă că poate fie de oriunde din altă parte de a lumii. În Europa Occidentală, fiecare zonă, în funcție de o plantă determinantă, stabilește mierea provinciei respective. De exemplu, la noi, în Ardeal, o singură plantă este peste tot, așa, este iarba tare a poienilor. Deci am putea determina exact un sort de miere, chiar dacă îl ducem în America, pentru că această plantă crește numai la noi. Este foarte... Dacă o miere din asta zice că e din tipul ăsta care vorbiți, despre care vorbiți dumneavoastră, și se duce din Moldova sau din China, înseamnă că e ceva la mijloc. Ne la mijloc. Deci asta este foarte important în aceasta. Și eu tare aș ruga Comisia Europeană tot să introducem standardul de miere pe lângă cele elementele actuale și spectrul polemic, să scăpăm de acest balans de miere contrafăcută. E un lucru foarte trist, dar consumatorul de miere întotdeauna se îndreaptă spre acest aliment, medicament. Până la urmă, în multe situații nu prea e medicament. Nu mai e medicament. Chiar dacă apicultorul, de exemplu, a fost de bună credință și a predat o miere bună, tot, odată cu încălzirea mierei, prin expunerea la soare și așa mai departe, mierea se degradează. Pentru că mierea este singurul aliment din natură care nu se alterează niciodată. S-a descoperit miere de 2800 de ani consumată. Iar dacă o ai încălzit-o în 4 ani, este alterată. Ce înseamnă puterea antibiotică, acele fitoncide din miere, pe care alte alimente nu le conțin. Deci, eu vin la târg întotdeauna cu mierea în starea ei naturală, cristalizată. Astăzi chiar și salcâmul trebuie să fie cristalizat, sau început de cristalizare. Pentru că raportul dintre fructoză și glucoză determină aceste lucruri, acest proces chimic, de fapt, care se petrece, dar nu înseamnă că este o miere degradabilă, ci din contră este o miere medicinală. Da. Așa este. Dumneavoastră obțineți miere bio, miere de calitate. În ce zonă aveți stupina? Că am înțeles că faceți și pastoral, ați spus mai devreme. Eu iernesc stupin, sălaj, în zona noastră, bogată în pom, în tot, în păduri și așa mai departe, iar toată vara stau în munții Apuseni. Vă doresc succes, cât mai multă miere, da, și cât de cât mai bună calitate. Dumnezeule, ce zonă mirifică administrație aici în Brașov, domnule director. Direcția Silvică Brașov. Da. Dumnezeu ne-a înzestrat cu locuri frumoase. Suntem aici între două masive muntoase, Bucegi, în stânga, da, noastră, și Piatra Craiului în dreapta noastră, cu păduri frumoase. Sunt administrate atât de către noi, de către Regia Națională a Pădurii, de
cât și de ocoale silvice private, fiindcă aici au fost proprietăți ale primăriilor și ale composesoratelor. Și s-au înființat ocoale silvice și ei fac aceeași administrație corectă. Cât e acum din suprafața de păduri a județului Brașov? Da, fiindcă sunteți directorul direcției de aici. Cât a fost, cât este acum în sistem privat și la regie? La direcția și înainte civică. De a fi retrocedate pădurile, erau 185.000 de hectare în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor. Acum mai sunt doar 22.000 de hectare de pădure și de că 160... stat și vreo 20 mai administrăm prin contract cu diferiți proprietari. Și celelalte, deci celelalte 160, 20, vreo 140 administrate de cine? De ocoale silvice. Private? Nu sunt private, că sunt regii publice, locale, ale primăriilor. Ale primăriilor. Și sunt, după opinia dumneavoastră, că trebuie să aveți cunoștințe, sunt ele administrate în sistem silvic, în regim silvic? Da, sigur. Toate? Da. Eu și nu se mai ia așa pe... Bun, mai sunt accidente ca peste tot în țară, dar nu pot să spun că nu-și fac datoria colegii mei de la structurile private, pentru că provin tot din direcția silvică. Vedeți, nu neapărat este vorba întotdeauna de modul cum colegii dumneavoastră, cum spuneți, își fac datoria. Ei sunt convinși că dacă au ales această meserie, iubesc ceea ce fac. Da. Dar mai sunt situații în care nici ei nu le pot stăpâni. Da. Probabil legislația, modul de legislația gospodărire. Este, o avem. Nu se aplică atunci. Nu, se aplică, dar e foarte greu în justiție să dovedești infracțiunea respectivă. Infracțiunea, da, da, da. Sunt foarte multe cazuri în care noi pierdem procesele verbale de infracțiune sau de contravenție datorită faptului că instanțele spun că nu am avut martori. Păi, ce martor să am eu? Dacă ai fapta, dacă ai produsul, dacă ai lemnul care l-ai confiscat sau l-ai descoperit acolo. Da, și l-am găsit în pădure, eu îmi făceam treaba pădurarul, își făcea treaba patrularea lui și a dat de un infractor acolo de unde să aducă un martor în vârful muntelui, să dovedească că într-adevăr asta. Probabil justiția mai mizează și pe ideea sau merge pe ideea ce, bă, dacă o fi un om bătrân, săracu sau niște sărași prin nu știu ce comune au și ei nevoie de o căruță de lemn să încălzească copiii acasă. Cred că mai privește lucrurile și prin prisma sufletului un pic și mai lasă lucrurile așa, deși eu am convingerea că nu există, nu cred că poate exista un lucrător în sistem, pădurar sau specialist, inginer, care să nu înțeleagă aceste situații și să îi permită să exploateze o parte din pădure, dar în anumit regim. Ce faceți ca să extindeți pădurile? Pentru că cu acel prilej se vorbea și despre un program de împăduriri, reîmpăduriri, de luarea în administrarea regiei a unor suprafețe, eu știu, nepropice pentru alte destinații, pentru agricultură. Există programe de a prelua suprafețe limitrofe pădurii de la persoane fizice sau de la primării pentru a fi împădurite, astfel încât să ajungem la un procent de împădurire al județului și al țării care să ne apropie de media europeană. Noi, din păcate, suntem încă sub media europeană ca suprafață. Ce bine ar fi măcar terenurile degradate. În primul rând, acelea care oricum sunt supuse a tuturor, mă rog, factori externi și în mod deosebit de eroziunii, să fie stabilizate prin împăduriri. Ar fi nemaipomenit. Le aveți în vedere? Sigur că le avem în vedere. Ne lovim doar de faptul că e foarte greu să convingi proprietarul acelor terenuri, că acum terenurile acelea au fost retrocedate și să-l convingi să le împădurească. Noi asigurăm material săditor, asigurăm asistență tehnică pentru a fi împădurite, dar lumea... E greu să cedeze suprafața, dacă suprafața respectivă luată în regim silvic ar beneficia de anumite susținere financiară, cred că ar fi mai repede... O scutire de impozit pe teren... Sau chiar o susținere financiară, cum se acordă în agricultură, pe unitatea de suprafață, o subvenție. Eu sunt sigur că... Mulți ar pleda și ar susține acest program. Eu sunt sigur că cei care au puterea de decizie se vor gândi la lucrul ăsta, pentru că vedeți și dumneavoastră că schimbările astea climatice se datorează și
exploatării raționale, hai, spuneți-o direct. Da, spuneți-o nu direct. Pot să spun așa ceva. O spun că eu. Sunt cazuri. Nu există pădure fără uscături, dar în general silvicultorii din țara asta își fac datoria. Sunt în lucru, după cum știți, nouă col silvic aduce îmbunătățiri. Și modificarea la hotărârea de guvern privind proveniența circulației și proveniența și circulația materialului lemnos s-a modificat acum și urmează să fie pusă în aplicare și cred că va fi o măsură care va duce înspre îmbunătățirea situației privind tăierile ilegale. Am înțeles. Să se dea Domnul să reușiți să împăduriți cât mai mult, să regenerați cât mai multă pădure, sigur, să exploatați pădure în mod rațional și sigur cu destinația respectivă și m-aș mai bucura dacă acel lemn pe care este exploatat, extras din pădurile, nu numai a Brașovului, al pădurile țării, să ducă pe mai o filieră multă plus valoare. Exact, să ducă să ducă pe o filieră care să aducă plus valoare în România. Sigur, singur nu vom putea. Sigur, sunt convins. Noi trebuie să fim în comuniune cu opinia publică, cu cetățenii și să înțelegem toți că pădurea este cel mai bun factor de mediu din, corect, din natură. Așa este. Așa să fie, să dea Domnul să aveți succes în tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc mult. Sultan Top, ierbicid pentru rapiță. Greul frumos, dragii mei, din ferma lui Ioan Benea din județul Brașov, cu muncă și cheltuială se ține. Fermierul a efectuat 3 tratamente foliare contra ploșnițelor și avidelor cu 2 substanțe concomitent pentru că ploile au favorizat apariția bolilor. Acum boala este stopată și să știți, recolta, spune dumnealui, va fi pe măsură. Domnule Benea, ne aflăm în cultura de grâu, este splendidă după părerea mea, dar știu că mulți dintre producătorii din țară se plâng de probleme de boli foliare din cauza excesului de umiditate. Asta e, nu mai avem secetă, avem umezeală și probabil că vine la pachet cu o serie de probleme. Ce se întâmplă la dumneavoastră în câmp? Unde ne aflăm, suntem în acest lot experimental. Sunt niște sori excepționale, după cum vedeți, promit.
și sunt de viitor. Așa cum spuneam, producția de grâu în general este promite să fie bună, dar asta cu muncă și cu cheltuială foarte multă, pentru că suntem la trei tratamente, am făcut al treilea tratament pentru boli foliare în acest an, un an cu presiune de boli foarte mare din cauza precipitațiilor, și cine a făcut tehnologie a reușit să țină aceste boli foliare în frâu. Nu putem să spunem că la ora actuală mai este istopată boala. Deci avem rugine, avem septorioză, dar spicul este sănătos, fuzarioză nu avem, deci asta ne interesează. Și acum deja este, poate să usuce, că ar trebui chiar să usuce, este exagerat de verde încă la ora actuală, că 1 iulie așteptăm să coacă, să începem să recoltăm. După cum arată, înainte de 1 august nu o să recoltăm grâu în acest an. Ce tratament ați aplicat și când l-ați aplicat? Am aplicat în cursul vegetației, deci pe perioada de vegetație, deci în primăvară până la ultimul tratament, l-am făcut acum o săptămână. Pentru boli foliare, produsele sunt și afișate pe aici, produse de top. Câte chiar amestec de câte două produse ca să putem stabili. Nu știu dacă e ca să le număr, am folosit, nu vreau să fac reclamă la firme, dar am folosit cele mai bune amestecuri de boli pentru boli foliare, de produse, și de asemenea și insecticide, pentru că trebuie distruse acești dăunători. E vorba de ploșnițe, e vorba de afide și alți dăunători care trebuie să ținem în mână. Trips și altele. Deci produsele toate au fost numai produse de top. Dar spuneți-mi, toate aceste substanțe pe care dumneavoastră le-ați aplicat de data aceasta, spuneți că ați aplicat trei tratamente, nu influențează calitatea grâului? Nu, din contru, influențează în pozitiv calitatea, pentru că s-au stopat bolile, înțeleg, dar nu există o retenție a acestor substanțe în grâu? Nu, pentru că noi facem tehnologia ca la carte. Deci aplicăm atunci când trebuie, cât trebuie, dozele respective, și când lăsăm perioada de repaus înainte de recoltare, cea stabilită de tehnologie. Deci nu ne permitem să facem, să dăm pe piață grâu, cartofi sau orice cu chimicale. Cu chimicale, da, desate cu chimicale, care să fie pe ultima fază, da, care nu mai au timp să se elimine din structură. Deci facem tehnologie ca la carte, așa cum am învățat-o în facultate și în 45 de ani de experiență în domeniu. Da, spuneați totuși că ați avut câteva loturi afectate de ploi, de vijelii. Ce suprafață a fost afectată? Deci în ultimele zile, 2-3 zile, am avut o ploaie puternică cu vânt și precipitație 30 de litri în vreo jumătate de oră. Și am un soi de grâu arieșan, care este, el crește mai mare, deci talia mai mare, și mi l-a culcat aproape 50%, din 33 de hectare, 50% este culcat. O să mai recoltăm, că avem combine performante și recoltăm, dar calitatea nu știu care va fi până la urmă. Depinde cum va fi timpul în continuare. Ce suprafață aveți de grâu? E rău pentru treaba asta, dar la ce face? Din ce cauză? Că se mai putea face ceva. Tratat cu un stabilan din primăvară, dar în primăvară nu știam că vom avea așa an favorabil și că va crește atâta grâu, că e cât mine. Da? Dacă dădeam cu stabilan, îl puteam întărea în paiu, îl țineam mai jos. Dar ne-a fost frică să dăm, că am zis că după prognoze era un an secetos anul acesta și nu se recomandă când sunt ani secetos să tratezi pentru treaba asta. Asta este agricultura. Risc,
de la început, de când îl bage în pământ, până la recoltare. Este. Ce suprafață de grâu aveți și ce suprafață aveți de rapiță? Da, am 370 de hectare de grâu din soiul arieșan românesc, soi franțuzesc renan și două soiuri nemțești, exotic și chevalier. Și rapiță am 150 de hectare și aici, ca și la cartofi, unde vă spuneam de cele 90 de soiuri de cartofi în colecție, în fiecare an am în cultură un lot cu 13, 14, 15 hibrizi de rapiță în testare și hibrizi noi, ca să vedem care e mai productiv, care mai se adaptează. Hibrizi noi românești sau străini? Străini, la rapiță din fericire străini. Și avem noroc că cercetarea afară lucrează, nu ca la noi, și au produs, spune, rapiță în Ardeal, rapiță în zona unde avem minus 30 de grade iarna. Da, pentru că s-a lucrat pe acești hibrizi și sunt hibrizi cu rezistență la îngheț, care ne produc, dau producții competitive. La asemenea și la grâu. Am lot experimental cu 7-8 soiuri de grâu. Asta este situația. Câte dintre acestea sunt românești? Păi vă spuneam, la cartof avem, soiul românesc, la grâu, arieșan, atât cultiv la ora actuală, pentru că am mai cultivat încă Transilvania, am mai cultivat Apulum, soiuri de Ardeal, de la Turda. Nu putem cultiva soiuri de la Fundulea, de soiuri din sud, că sunt alte condiții climatice la noi. Și de la Turda, Alex a mai avut în cultură, nu mi-a confirmat și l-am redus. Cultivăm astea că sunt mai productive, băgăm 150 de kilograme de boabe la hectar sămânță, atâta băgăm, nu 320 cât băgăm la arieșan, și vedeți ce capacitate de înfrățire are, că sunt fenomenale. Uitați ce producție spera să obțineți. Are, da? Și cât de viguroși sunt. Rădăcină și așa mai departe. Este un soi și ca ăsta mai sunt alții. Anul viitor. Ce producție promite? Asta 7 tone cel puțin promite, după cum arată spicul, cel puțin 7 tone, dacă nu peste 7 tone. Cum stați cu rapița? Foarte bine. Și cu rapița. Și acolo producții bune? Să mă laud, da? Nu-mi place să mă laud, că vă spuneam principiul meu, dar anul ăsta ne-a ajutat bunul Dumnezeu, ne-am ajutat noi în primul rând, că am făcut o fertilizare cum n-am făcut-o niciodată. Mi-a permis buzunarul să dau încă din toamnă la înființare fertilizarea de bază, unde la rapiță am dat 300 kg complexe, triplu 15 plus sulf. În primăvară am mai dat încă 300 kg de azotat și uitați cum arată. Este cât de 2 metri aproape, da? Și sănătoasă, plus două tratamente cu insecticid, fungicid, bor și alți stimulatori, adică aminoacizi și așa mai departe, ca să o ținem sănătoasă și cât mai productivă. Ce producții spera să obține și de la rapiță? Iară mă forțați! Păi vrem să știm ce înseamnă un an bun. Nu văd un gambar, nu zic nimica. Am avut ocazia să fac producție bună în alți ani și a venit o grindină și mi-a distrus 100%. 100%. E adevărat că sunt asigurate toate culturile. Asigurări care costă și astea. Dar de la asigurare nu recuperezi chiar integral toată cheltuiala, da? Atunci eu vă înțeleg superstiția. Sper totuși să aveți un an bun. Să văd în magazin, în hambar, valorificată și... Vorbim mai spre toamnă atunci. Mai târziu, da? Bine, mulțumim frumos! Cu plăcere! Primarul comunei Moldovița, dragii mei, să știți că este foarte îngrijorat de viitorul comunei lui și de viitorul Bucovinei. Pentru că atunci când se uită pe crestele
golașe deja ale munților, unde mâna omului taie pădurile în neștire, să știți că îi vine să plângă. Apoi el se gândește că dacă omul va tăia pădurile așa cum a început să o facă, să știți că în 40-50 de ani, spune dumnealui, nici nu o să mai avem păduri. Fapt pentru care, iată să vedem cum arată România de astăzi prin ochii unui primar care are și soluții. Domnul Iliesi, păstoriți o localitate, dar și o fermă zootehnică. Cum ați reușit și cum le îmbinați pe amândouă? Bună ziua, domnul inginer, vă mulțumesc că ați venit în localitatea noastră, în frumoasa noastră localitate. Păstorim o fermă, suntem la început, deci fata mea a făcut un proiect european pe măsura 1-2, a primit finanțare și am făcut această fermă de familie. Mi-aș dori ca foarte mulți din Moldovița și din țară să facă ferme ca să deie hrană pentru nația noastră naturală, ca să nu hrănim copiii noștri cu produse expirate, cum vedem și la televizor, aduse din străinătate, care să face atâta publicitate. Foarte bine ar fi să facem publicitate ce avem noi, ferme, păduri. Publicitate pentru astfel de inițiative, astfel de afaceri de familie. Pentru orice ce avem, cred că ce avem noi nu prea sunt țări în lume care au, numai după părerea mea că nu prea avem minte. După părerea mea. Vă spun eu de aici. La cine vă referiți? La românii în general sau la cei care guvernează în momentul? Eu mă refer la aia care ne conduc. Oamenii n-au nicio vină. Oamenii, e un popor harnic. Poporul român, să știi că umblă foarte mulți prin străinătate, care au venit chiar și de la noi. Au venit din străinătate cu vreo 2 bănuți și au făcut... Și au inițiat o afacere aici, la Baștină. Da, ori o afacere, ori și-au făcut o căsuță care rămâne la noi în zonă. Dar era mult mai bine dacă aveau de lucru la noi. Și vă simt așa, vă nemulțumesc anumite lucruri. Ia, punctați câteva. Care vă nemulțumește cel mai tare? Mă nemulțumesc pe mine mai multe lucruri, că mă uit la televizor și îmi vine să plâng. Dar să nu sparge televizor. Da, să nu sparge televizorul. Cum a putut să ajungă această țară după 25 de ani de guvernare, fără război, în halul ăsta, să fie aproape totul vândut. Fabrici distruse. Am lucrat și pe timpul lui Ceaușescu și după... Deci mai distrusă ca după un război? Mult mai... După opinia dumneavoastră. După părerea mea, e mai distrusă ca după un război. Au distrus o fabrică nouă, modernă, care au rămas vreo 500 de familii, de oameni, fără lucru. Rămânând fără lucru, rămâi fără... Ce fabrică era? Ce obiect avea de activitate? Fabrică de cherestea, care la noi în zonă este foarte mult lemn și se făceau și produs finit. Încă mai lemn în zonă? Este, dar mult mai puțin. De când a venit un investitor strategic, așa spuneau unii conducători de noștri, că austrieci sunt investitori strategici. Deci acest investitor străin, care pleacă aproape tot lemnul în spre direcția unui om, care este din Austria, nici cum român. Deci se duce în Austria? Nu, fabrica e la Rădăuți. Dar lemnul pleacă în Austria? Lemnul pleacă, face export, nici nu știu unde. Cred că, din ce am auzit, prin Japonia, prin toate piețele din lume, cred că. Și... A produs brut, nu procesat, așa cum se făcea altădată în România. Deci nu ca produs finit, ca produs brut. Vă dați seama ce tâmpenii. Asta ce poate să facă aproape oricare cetățean de la noi din țară, adică oricare firmă. Ce tâmpenii să dai produs brut. Dacă făcea produs finit și crea locuri de muncă și nu afecta locurile de muncă a localnicilor... Aducea plus valoare în România, era altceva. Și aducea plus valoare în România, era altceva. Dar așa să jefuiești atâta pădure și nu vă spun că acum s-a mai corectat un pic, dar la început erau favorizați, alegeau dintr-o listă, se dădea o listă de partizi, așa le spune, care alegeau totul ce e mai bun la prețul cel mai ieftin. Și restul ce rămânea un pic mai lemnul mai rău, scoteau la firme românești la licitație și îi băgau și pe ei ca să-i omoare. Deci la noi, numai la noi în comun au dispărut de când au venit acești, eu le spun inorociți, indiferent ce s-ar întâmpla, deci pentru mine nu sunt, chiar dacă alții îi laudă pe străini, pentru mine sunt inorociți că ne distrug țara și de distrugând din țara ne distrug și oamenii, care eu nu cred că în viitor nu vom avea continuitate. S-a tăiat mult în zonă? Foarte. Păduri mă refer. Foarte mult, că ei sunt foarte buni... Tăietori. Sunt foarte buni administratori, au legături cu oameni mari. Cam și... cât, așa în zona dumneavoastră, dacă puteți aprecia, cam cât s-a tăiat și ce s-ar putea face să se refacă pădurile astea? S-ar putea reface un lucru foarte simplu. Deci nu trebuie să ai prea multă școală. Să ieșim 20 de ani din pădure... 20 de ani
și nu trebuie să plantăm. Ea se însemânțează singură. Ea regenerează singură. Ea se regenerează și se extragem numai uscături și dobărături. Dacă vom continua așa, poate, nu cred că noi vom mai fi pe lumea asta, dar în 40-50 de ani vom avea munți goi. Munți goi. Cu toate pericolele care ar deriva din acest dezastru. Plus de asta, tot pe la televizor se vorbește că inundații, când, cum să nu fie inundații, băi, oameni buni, dacă nu se oprește ploaia asta, nicăieri asta vine brusc. Înainte ploua câte 2-3 săptămâni și o lună de zile ca să facă inundații. Acum vine brusc și în jumate de oră tot e terminat. Deci la noi aici, în zonă, a fost în 2008 și în 2010 dezastru. Dezastru. Deci vă spun, nu vine să mai aduc aminte. Unul din motive fiind defrișarea pădurilor, da? Apa nu mai are unde să stagneze. Foarte mult s-a defrișat, apa nu are unde să stocheze și atunci vine totul buluc peste oameni. Și nimeni nu ia să iei măsuri. Eu am recurs un pic la metode mai tradiționale, am început să fac apărări de maluri de lemn, cum se făceau pe timpuri. Haideți să venim acum, că văd că vă apropiați încet, încet de ceea ce face comuna. Noastră sunteți primarul comunei Moldovița, da? Da. De când sunteți primar? Din 2008. Și ce obiective aveți? Vă gândiți așa la a preîntâmpina calamitățile astea care le poate produce apa din Amonte? Este un lucru prioritar de a face apărări de maluri, de a apăra terenurile și casele oamenilor. Este cel mai important lucru. Cu ce fonduri faceți treaba asta? Cu ce bani? Cu fonduri din Consiliul Local, mai avem niște bani care avem și noi pădure, primăria, care mai ne rămân câțiva leuți de acolo, dar nu putem să facem cât ne trebuie. Foarte puțin, că nu, trebuie să vă spun, nu rămân bani. Și dacă am ajuns la capitolul bani, ar fi foarte inteligent ca din această resursă naturală să rămână cel puțin 50% la UAT-uri. Ca să ne autogospodărim. Deci odată ce rămân niște... Acum cât de rămâne? Ca să nu rămâne zero. Zero. Deci totul pleacă. Nu rămâne. Adică pleacă și vi se dau înapoi din alte... Da, se spune așa, pe alte cărare. Da, alte cărare se dă foarte puțin și suntem cu mâna întinsă. Da, sunt foarte puțin să cu mâna întinsă. Insistați ca să-i căpătați în apă. Deci care ar putea, resursa naturală este, cum să spun, născută aici, crescută aici și ar trebui să rămână jumătate, pentru că se distrug foarte mult drumuri, poduri și n-ar trebui ca să stăm noi cu mâna întinsă, deci să luăm din această resursă naturală și să facem drumuri, poduri, apărări de maluri. Din resurse proprii, că așa cred eu că ar trebui să facă oameni gospodari. Dar din fonduri europene, că tot se vorbește despre așa ceva, ați încercat să accesați pentru a mai realizat din parte din investițiile la care v-ați gândit, pe care vi le-ați propus? Da, am obținut un proiect european, am asfaltat în jur de 9 km apărări de maluri, deci ne-a prins foarte bine aceste fonduri europene. Am prins un proiect în 2010, l-am implementat, l-am terminat. Ce-ați făcut? Am asfaltat, am făcut apărări de maluri, cum am spus mai înainte, și în 2012 am finalizat proiectul și care, slavă Domnului, măcar atâta bulă de oxigen a venit pentru Moldovița din fonduri europene. Restul pot să spun că am fost jecmăniți. Cam mai toate localitățile până la urmă din România. Deci spun fără nicio reținere. Fără nicio reținere spun, am fost jecmăniți cum este jecmănită și țara. Pot să supere cine s-ar supăra. Tăbăresc străini peste noi, vin aici, apasă, oamenii n-au, apasă pe local, nici oamenii n-au de lucru, îți disperați, n-au, dacă vă spun, ca să fim sinceri, sunt foarte mulți care n-au de o pâine. Într-o zonă așa bogată, dar bogăția pleacă către alții care sunt foarte bogați. Deci nu rămâne la ea care săraci, care ei n-au nicio vină. Așa a fost parcursul istoric. Ei n-au nicio vină. E o zonă turistică extraordinară care ar putea fi valorificată în interes local până la urmă, spuneați mai devreme. Da, zona este extraordinar de frumoasă, dar trebuie investit. Cineva trebuie să vină, să investească, ca să rămână niște bani. Păi vreți iar străini să vină să investească? Ziceați că nu-i bine. Nu, poate să vină români să investească. Nu m-am referit. Deci guvernul României poate să investească în turism. Nu trebuie, că un om simplu nu are. Deci guvernul României poate să investească și să facă turism. Și, cum v-am spus, să protejeze zona ca să nu mai se întâmple atâta nenorocire. Asta vorbesc eu din Moldovița. Cât de mare este localitatea? Câți locuitori are?
5250 are Moldovița și ca suprafață are aproape 30.000 de hectare. Deci vă dați seama ce localitate mare. Și, da, e o localitate mare. Da, e o localitate. Și care sunt preocupările principale ale oamenilor? Bănuiesc că creșterea animalelor, ceea ce vedem și la dumneavoastră aici. Da, preocupările principale sunt creșterea animalelor. Mare noroc la noi în localitate, că sunt foarte mulți oameni gospodari care cresc animale, care trăiesc din asta și sunt mulți care lucrează și la pădure, dar în ce mai puțin că tăbăresc alții străini. După părerea mea, autoritatea locală, nu numai Moldovița, deci pe fiecare localitate, pe județ sau pe țară, trebuie să întrebăm oamenii acolo, aveți nevoie de așa ceva? Nu că noi ne descurcăm așa cu ce avem noi. Nu trebuie să... Dar li se bage pe gât un investitor străin de oriunde. Și nu sunt de acord să hotărască un ministru sau un prim-ministru soarta unei localități sau unui județ. Acolo trebuie, oamenii care trăiesc acolo trebuie să hotărască ei. Că am vorbit cu cineva, am un prieten care este o stat foarte, e român, o stat în Germania și mi-a povestit acolo, domnule, în Germania nu vine un străin și tăbărește acolo că vrea să facă, el se supune zonei. Dacă odată zona nu are... Intereselor oamenilor de acolo. Da, oamenii sunt stabiliți de zeci de ani, de sute de ani și predau ștafeta la alții. Nu poate să vină o persoană sau două să le dirigeze lor ce au de făcut în zonă. Este un act criminal, după mine, un act criminal. Deci la noi cam ca la nimeni. Până la urmă, haideți să revenim la ferma aceasta, pentru că chiar dacă este a fiicei dumneavoastră, aveți aici un aport substanțial ca părinte, o coordonați, o sfătuiți, o consiliați, nu? Da, sigur că da, am încurajat-o pe fată și i-am dat animale, i-am dat teren, am ajutat-o, zic, fă-o... Câte animale aveți aici? Peste 30. Ce rase? Rasă bălțată. Ce faceți cu laptele? Laptele îl dăm la o fabrică de prelucrare a laptelui din Câmpul Lung, fosta fabrică era rău, acum nu mai știu a cui este. Și din ce în ce fata vrea să facă, mai face un proiect european, că vrea să prindă niște fonduri ca să prelucreze, să facă produs finit din lapte, că nu, mai dă de lucru la vreo 2-3 oameni și nu, cum să vă spun, laptele nu prea este plătit la, dai materie primă, vă dați seama, câțiva leuți acolo, un leu și câțiva bănuți și nu vrea așa, mă încearcă ca să prelucreze direct aici, mai dă de lucru și la oameni și chiar se poate un preț mai bun ca să poată supraviețui. Nu e afacere mare. Da, se poate. Tehnia este grea și într-adevăr nu este o afacere foarte profitabilă decât dacă, chiar și atunci cu probleme, decât dacă, așa cum spuneți, reușiți să și prelucrați, să vindeți produsul finit. Cea mai profitabilă cel mai profitabil lucru, aș putea spune, că dăm mâncare ecologică. De lucru oamenilor? Și de lucru oamenilor și vrem să hrănim noi cât o să putem niște români de-a noștri ca să poată să, în timp, că fiecare ne perindăm, asta este viața, ca să preia de la noi, ca să meargă mai departe, ca să fie o continuitate, poate vor reuși să lupte cu străini ca să nu ne domine cu totul. Da. Până la urmă să nu cumva să ajungem să călcăm în propria țară pe pământ străin, nu? Da, deja... A început acest fenomen. Și vă spun un lucru, că dumneavoastră sunteți un om... educat și v-am văzut la televizor de multe ori și vorbiți lucruri care trebuiesc. Mă uitam la televizor cum ungurii dădea la televizor agricultura trebuie să o facă ungurii, nu străinii. Nemții, același lucru. Să facă nemții. Nemții, francezi, mă uitam la televizor și eu spun, dar cum, dar noi nu suntem capabili să facem agricultură? Doar facem de 2000 de ani. Da. Cel puțin. Cum, adică noi ne-am prostit după 2000 de ani? Nu mai știm să facem agricultură? Mă întreb și eu ca om simplu, așa, eu nu am, nu știu ce studii, dar am studii de gospodar. Am studii de gospodar. Și mă întreb, băi, oameni buni, dar cum, dar aveam așa o agricultură, eram un popor foarte harnic. Cum se poate așa ceva să vină... Ne-am transformat așa peste noapte în altceva? Stau și mă gândesc așa că noi nu suntem buni ca să numărăm bani, noi nu suntem buni ca să fim sluci la alții, ca să ne... Unii mă duc și întreb salariul, că ce salariu ai la pecurile astea, OMV-ul astea, ce salariu aveți? Salariul mediu. Pe ce investitor străin că tu dai salariu mediu? Corect, așa este. Ce investitor străin poți să fii tu? Domnul primar, ce să zic, vă felicit pentru tot ce faceți, pentru cum gospodăriți comuna, pentru investiția care ați făcut-o în familie, este un lucru extraordinar și puteți constitui un exemplu pentru foarte mulți. M-aș bucura dacă aș găsi mulți primari cu astfel de inițiative.
vă felicit și mult succes. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă spun să umblați în mai multe zone din țară și dați lucruri reale și vă spun un lucru. Noroc în țara asta când mai sunt primari, gospodari, când mai țin la localităților, indiferent de culoarea politică. Nu amestecăm culoarea politică că n-are niciun rost. Dar sunt foarte mulți primari, gospodari care țin la localităților. Dacă ar fi și primare, cum sunt cei la nivel central care stau, vă spun, este un lucru foarte rușinos la nivel central, acolo unde se dă ora exactă, să stăm să bărfim ca niște copii la grădiniță, că ăla m-a împins, că ăla mi-a spus mie așa și eu i-am făcut așa. Haide să vorbim lucruri serios. Băi, oameni, trebuie de bătut un cui undeva, s-a depus o cărămidă la foarte multe spus. Hai să o punem și au să o batem cuiul. La foarte multe spus, băi, puneți cărămizi, măi, nu hârtii, cărămizi. Alea rămân pentru noi și alea sunt beneficii nației noastre. Ce hârtii și bărfi? Nu se poate așa ceva într-o țară așa bogată și frumoasă, care mulți străini vin la noi, că vin cu măcănița asta și se mai plimbe și stau de vorbă cu ei. Deci este un loc unic în lume, cred, că ce aveți voi aici. Este, chiar vorbeam cu cineva, la voi colți de rai, dar voi nu știți ce să faceți. Nu știu, oamenii știu ce au de făcut. Oamenii, cum spunea dumneavoastră mai devreme. Alții nu știu ce să pună în fața lor ca să poată ei face cât doresc și ce doresc. Oamenii știu ca noroc că oamenii sunt gospodari și știu, dar alții frânează. Lăsați pe oameni în pace, cu oameni să descurcă. Nu-i frânați, nu tăbăreți peste ei, nu apăsați. Lăsați că ei se descurcă foarte bine. Nu trebuie frânat. Din contra, indiferent ce, tot piedică. Tot piedică să nu meargă bine. Eu cred că se vrea ca să distrugă totul. Cred eu. Să sperăm că nu se va întâmpla așa, domnul primar, să fim optimiști și eu, din tot sufletul, sper că lucrurile vor intra mai devreme sau mai târziu pe făgașul normal. Șegerașul s-o mătat. Și-o rămas în contralău, dar nu zice cum vreau el. Că eu vreau să zică bine la ila ila și să nu-mi facă rușine la ila ila. Dar el trage într-o dungă, tăte bolile la jungă, tăte bolile la jungă. Hei, el a ajuns să-l fie jos, că nu-mi o vă de folos. La-i-la-i-la, că nu vreau să am năcați. La-i-la-i-la, cântă fluieraș de joc. Pe sub mână să mă-ntorc, pe sub mână să mă-ntorc. Hai, nu zice de amăjit, să nu m-a de învârtit. Cine jocul l-a făcut, la-i-la-i-la, trăiască bine și mult, la-i-la-i-la. Să mult și bine, să trăiască mult și bine. Când nu trebuie de mâncat, când aud că-i joc în sat, când aud că-i joc în sat, ui, ui, ui. Istorioara pe care vă spunem astăzi are o vechime de sute de ani și coboară din hrisoave îngălbenite de vreme. Nume sonore precum Prințul Știrbei și Alexandru Odobescu amintesc de satele Zurbaua, Dragomirești Deal și Dragomirești Vale, trei sate care formează comuna Dragomirești Vale. Și nu am fi avut astăzi ce să povestim dacă un horticultor agronom școlit la Versailles nu ar fi primit sarcina de la Casa Regală, în serviciul căreia se afla, să organizeze la Dragomirești Vale din Ilfov o școală de grădinărie, cu scopul de a-i instrui pe copiii țăranilor împroprietăriți în urma răscoalei din 1907. Și de atunci, faima școlii, care funcționează și astăzi într-o clădire reprezentativă pentru arhitectura muntenească, s-a păstrat până în zilele noastre. Dar prezentul, la fel ca trecutul, e desprins parcă din aceleași scrieri îngălbenite de vreme.
Vremurile sunt identice, căci în afară de cartofi și mazăre, celelalte legume și zarzavaturi erau produse și comercializate și atunci de grădinarii bulgari. Dar odată cu începuturile școlii de grădinărie în 1911 și cu cei 9 elevi care s-au înscris la cursuri în primul an, au început să se răspândească specii și soiuri de legume necultivate până atunci. Pe directorul și profesorul de zootehnie al liceului l-am găsit în laboratorul unde le vorbește copiilor că zootehnia încă mai poate fi de viitor. A venit în Dragomireș din Ardeal și a călcat pe urme celui care avea să-i croiască drumul în viață, un unchi veterinar. Aș vrea să ne întoarcem acum către prima zi când ați pășit pragul acestui liceu ca elev. Păi asta s-a întâmplat pe 15 septembrie 1973. V-am spus, la specialitatea veterinară, mi-a plăcut liceul de când am intrat prima dată în... Deci când am făcut primii pași în școală, era un liceu de renume în domeniul agricol, era o școală de protocol a Ministerului Agriculturii. Avea suprafețe de teren pentru loturi experimentale, vie, 4,5 hectare vie, 4 hectare de livadă, o fermă zootehnică cu specii ovine, bovine, cabaline, porci. Florica Dan a ales să profeseze aici, unde a învățat bazele zootehniei. Cu emoție ne vorbește despre cum s-a întors să predea în laboratorul unde a fost elevă. Atunci era altfel. Cât de diferit față de astăzi? Foarte diferit. În primul rând, eram foarte mulți elevi din toată țara. Cu cămin de fete, cămin de băieți, cantină supraaglomerată, fermă cu animale, ferma de la capătul satului, fermă de taurine. Tot pentru noi era, creșteam fierbi de mătase, aveam peste 100 de oi, porci, iar pentru horticultură și agricultură exista seră, livadă, viță de vie, care erau îngrijite de elevi. Istoria frumoasă a durat până în 1990, când liceul a ieșit de sub patronajul Ministerului Agriculturii și a rămas fără susținere financiară. Tot atunci, o parte din terenurile pe care se aflau via și livada au fost retrocedate, iar cele 11 tractoare au cedat și ele timpului. De fapt, puține lucruri mai aduc aminte de ce era odată. Aveți vreun material didactic aici, în cabinet, care era și pe vremea dumneavoastră? Da. Care e acela? Mulajele de animale și păsări care le avem pe dulapuri. Și nu sunt într-o stare de întreținere atât de bună. Același mulaj am învățat și ele. Cele de taurine, de porcine, cai. Acestea au rămas. După care studiem și astăzi. O mie de elevi, majoritatea din împrejurimi, învață în cele două clădiri ale școlii, compuse din 32 de cabinete și laboratoare, nedotate corespunzător, și fac mult mai puține ore de practică față de câte se făceau odată, iar rezultatele se văd la absolvire. Astăzi este foarte greu să ne
desfășurăm în special activitatea practică. Dar ne desfășurăm. Există contracte de colaborare cu ferme unde mai ajungem și acolo, dar destul de greu. În general, sunt ferme particulare care nu ne permit în totalitate să ajungem acolo decât sub formă de vizită și din când în când. Într-adevăr, se făcea instruire practică. Acum, practica, majoritatea orelor de practică se fac în laborator. Elevii pleacă de aici fără să știe, uneori, mă refer în special la cei de la veterinară și la cei de la agricultură, e adevărat, lucruri de bază. Și mai e un lucru care a rămas neschimbat. Cea mai mare bibliotecă a județului Ilfov se află la Liceul Tehnologic Vintilă Brătianu și păstrează 50.000 de volume de specialitate. Ca să-i atragă pe elevi spre agricultură, profesorii au adaptat meseriile tradiționale la vremurile de astăzi. La acelea de horticultor, zootehnist și de veterinar s-au adăugat cele de tehnician în activități economice, tehnician ecolog sau tehnician în industria alimentară. Chiar acum suntem în curs de acreditare a unei calificări profesionale pe nivelul 3 avansat post-liceală, tehnician în controlul produselor agroalimentare. Mai avem o post-liceală pe cadastru topograf. Cu toate acestea, cei doi profesori vorbesc despre un procent îngrijorător de viitori specialiști în agricultură. În anii dumneavoastră de liceu, ați învățat foarte multe pe băncile acestei școli. Da. Mai învață elevii dumneavoastră la fel de mult? Îi simțiți că sunt la fel de aplecați către agricultură cum ați fost dumneavoastră? Mai puțin. Și atunci, ce îi face totuși, ce îi determină să aleagă un liceu cu profil agricol? Întâi a fost repartiția pe calculator, care a determinat să avem elevi care doreau doar să termine liceul. Mai puțin specializările care noi le avem. Câți dintre elevii dumneavoastră credeți că vor urma o facultate cu profil agricol? 30-40%. Vă dați seama, pe timpul când eu am absolvit liceul, am primit o repartiție la piața Ciorugârla. Era aici aproape. Iar acum unii vin și primesc adeverință pentru șomaj. Ce te-a determinat să alegi acest profil, ecologia? Îmi place foarte mult natura, plantele și văzând ce se întâmplă cu natura din cauza oamenilor mai mult, mi-a plăcut. A fost alegerea ta sau a fost o sugestie din partea părinților? A fost alegerea mea. Atunci dacă a fost alegerea ta, eu mă aștept ca și pe mai departe să urmezi cursurile unei facultăți de profil. Așa da. Vei face? Da, cu siguranță. Mi s-a părut că aici este mai mare competența între de la celelalte clase, între elevi. Și vreau să urmez acest profil pentru că vreau să mă duc la o facultate mai bună și... La ce te-ai gândit? La SNSPA. Cornelia Pavel este fostă elevă a Liceului Tehnologic Vintilă Brătianu, promoția 78, și s-a întors să predea acum 30 de ani. Încearcă să se facă înțeleasă de către elevi atunci când le predă specialitatea ecologie-pedologie, ora dedicată tipurilor de sol ale României. Culoarea unui sol, ca la torc, un torc de nes, ce culoare? Cu toate greutățile adunate în mai bine de un veac de existență, fără iubirea elevilor pentru carte și pentru pământ și animale, câțiva dintre cei pe care îi vedeți acum duc faima școlii mai departe. Doamna profesoară Florica Dan e mândră. Anul trecut, elevă de la mine din clasă a obținut locul întâi la faza județeană, cu aceeași elevă, fiind acum clasa 12-a, și cu alți doi elevi de la clasa 11-a, ne pregătim din nou să participăm la Olimpiada care
va fi către sfârșitul lunii februarie. În prezent, conducerea școlii pune accent pe realizarea de proiecte. Astfel s-au derulat două proiecte lingvistice de tip Comenius. Suntem o școală cu tradiție, putem spune, în domeniul ăsta. Am început de prin 2005-2006 cu proiecte mai mici și am continuat cu proiectele Comenius prin Catedra de Limba Engleză cu colega noastră, doamna Liliana Ignat. Acum suntem cu proiectul Influența vremii asupra mediului, cu 7 țări din Europa, într-un parteneriat multicultural. Dacă ar fi să faceți o comparație între liceul dumneavoastră și celelalte licee, nu știu dacă să spun din țară, poate din județ, cam unde v-ați situa? Păi, acum nu pot să mă laud, dar cred că în prima jumătate, cel puțin a liceelor tehnologice. Nu vreau să spun că anul trecut la examenul de bacalaureat, în prima sesiune, în sesiunea de vară, am fost primul liceu tehnologic, ca procent de promovabilitate. Sperăm să o ținem tot așa. Este o vorbă în neamul nostru românesc care se adeverește și în cazul de față. Speranța însă de data aceasta, chiar dacă lăsată ultima, nu va muri pentru cadrele didactice care au ales să se întoarcă la liceul din sat. Îl vor vedea așa cum a fost în anii de glorie. Dar sperăm, odată cu campusul universitar care va fi, poate eu mai puțin, probabil mă voi retrage la pensie, dar colegii care vin să beneficieze din plin de tot ce va oferi acest campus. Campusul de care amintea doamna profesoară este pe buzele dragomireștenilor de câțiva ani încoace. Iar suma de 10 milioane de euro cu care se va ridica proiectul, deși amețitoare, este cât se poate de reală și pe măsura tradiției acestei unități de învățământ. A fost întocmit un proiect pentru un campus școlar preuniversitar, care înseamnă o cheltuială de 10 milioane de euro, construcții noi, sală de sport nouă pe standardele actuale, construirea unui laborator de viticultură, amenajarea, de fapt, a terenurilor sportive și reabilitarea actualelor clădiri, plus dotarea sălilor de clasă, cabinetelor și laboratoarelor cu toate materialele didactice necesare. Când putem vedea aceste realizări? Termenul este 2015. La lucru nu ne înfigem. Dăm făină, mălai, ce se găsește, pe ardei, castraveți, pătlăgele. Românii pot să facă și ei grădinărie. Cauza pentru care nu s-au ocupat până acum de această meserie trebuie căutată nu în nepriceperea lor, ci în întocmirea greșită și rea o gospodărire ce fac. Nu crede guvernul nostru că e momentul să intervină cu tot din adinsul și să ia măsuri care să deprindă pe săteni cu cultura legumelor? Paradoxal sau nu, aceste învățăminte sunt valabile și la un veac după ce le-au fost emise, exact. Mi se pare? Ba da, exact se potrivesc și la momentul actual. Ce ar trebui să facem să depășim bariera aceasta? Eu cred că ar trebui să ne apucăm de agricultură serios. Vreau să vă arăt, dragii mei, acum cel mai vechi loc, unde, fără întrerupere de-a lungul timpului, se produce vinul spumant după cea mai veche și clasică metodă cunoscută. O știți, champenoise. Nu vreau să vă destănui decât un singur lucru. Că pereții pivniței au 1,5 metri grosime și că au fost ridicați în anul 1892. Doamnă, administrați un spațiu, eu știu, cu o istorie foarte interesantă. Povestiți-ne câte ceva despre aceste clădiri care par destul de vechi și sunt, după câte știu eu, destul de vechi. Ne aflăm la pivnițele Rain din Azuga. Această clădire a fost construită în 1892 de către un sas. Familia lui a venit în România la 1200, s-au stabilit în Brașov și când a venit primul nostru rege, Carol I, în România, mai mulți investitori din Brașov au venit aici în Azuga, printre care a fost și acest Rain, și-a construit această creamă.
Este o cramă de suprafață. Temperatura în clădire se păstrează, în cramă se păstrează natural, datorită faptului că pereții exterior sunt foarte groși. Pereți de 1,50 m, cu pernă de aer la mijloc. Vara nu urcă temperatura peste 12 grade și iarna nu coboară sub 4-5 grade cu plus. Cum au evoluat lucrurile așa în timp după cel care a investit? Au avut o evoluție foarte bună, deoarece aici, la Azuga, au început cu fabricarea vinului spuman după metoda champenoise, s-a păstrat această tradiție și a funcționat în continuu. Nu a stagnat niciodată aici activitatea. Chiar după naționalizare, în vara trecută a venit un preot care atunci când s-a făcut naționalizarea era trazat într-una din camere, era cu chirie, stătea într-una din camerele acestui loc și îmi spunea că au venit comuniștii, au încuiat ușile și la 2 luni au dat drumul pentru fabricarea vinului spumant. Singurul lucru care a fost aici, au lipsit vreo 14.000 de sticle după pupitre. Dar în rest nu s-a distrus atunci nimic. Deci a continuat activitatea de șampanizare în continuare până astăzi, dacă pot spune așa. În timpul comuniștilor făceam aici la Azuga 1.600.000 de sticle pe an, dar toată producția mergea pe piața țărilor comuniste în cadrul Caierului, cel mai mult dădeam pe piața din Rusia. Da, foarte interesant. Bănuiesc că știți atât de multe lucruri despre istoria acestei clădiri și acestor locuri. Cred că lucrați de multă vreme aici. Da, lucrez din 1974. Am aproape 40 de ani de vechime și lucrez, am făcut toată viața vin spuman după metoda champenoise și după ce ne-am privatizat a trebuit să ne formăm în turism, în strângi trama în circuitul turistic, făcând aici restaurantul acela care are 90 de locuri, servire à la carte, și noi ne-am format pe partea turistică. Cât personal lucrează aici? Suntem 15 oameni, oameni care am lucrat și înainte, pe cei care lucrau la șampanie aici, făceam numai șampanie, i-am calificat în bucătari, ospătari. Deci tot ce se face aici, toate amenajările, toată întreținerea acestei clădiri și a spațiului turistic despre care vorbeați, o fac cei 15 oameni, nu? Da. Cei 15 oameni. Policalificați. Da, multi. Multicalificați. Da. Și întreținerea clădirilor la exterior o facem tot noi. Spațiu verde, care este destul de mare. Avem 2 hectare spațiu teren aici, din care 5600 spațiu construibil, restul este teren spațiu verde. Și vara aranjăm foarte frumos aici cu flori. Avem în spatele clădirii un teren de fotbal, teren de volei, de badminton, foișor, grătar, așa. Deci tot ce trebuie pentru potențialii turiști care vă vizitează. Spuneți-mi, până la urmă, materia primă de unde o luați? Aveți dumneavoastră suprafețele proprii de plantații de viță de vie sau cumpărați? Avem peste 400 de hectare cu viță de vie situate în Transilvania, la Sebeș, în dealul mare și în dealurile Dobrogei. Pe lângă soiurile principale, din care de fapt se procesează și se obține șampania. Chardonnay-ul, predomină Chardonnay-ul, Riesling-ul, feteasca albă, struguri proveniți din zona Transilvaniei, de la Sebeș. Deci aici se face o șampanizare absolut naturală, să înțelegi, nu? Se trage vinul în sticle, se face acest copac, se adaugă niște drojdii speciale, sunt drojdii care trebuie să fermenteze la temperatură joasă, în mediu închis, în mediu cu alcool și se țin sticlele curcate în poziție orizontală cel puțin 9 luni. Și în timpul acestea drojdiile consumă zahărul din vin, degaje bioxid de carbon, presiunea ajungând la final până la 6-7 bari și foarte puțin alcool. Și ce înseamnă foarte puțin, la cât ajunge? Vinul având 11 tăria când l-am tras în sticle, mai crește cu un grad jumate tăria alcoolică. 10,5. Până la 13 grade ajunge spumantul finit. Deci vorbeați de piața de desfacere în perioada de până în 89. Care este piața de desfacere acum și cam cât mai produceți în primul rând și care e piața de desfacere? Care sunt beneficiarii principali a ceea ce produceți dumneavoastră aici? Acum, în 2006 am lansat un nou brand, brandul Rhine, prin care noi am vrut
să facem o legătură peste timp și am redevenit furnizorii casei regale din România, regelui Mihai. Și când l-am lansat aici la Zuga pe 26 aprilie 2006, am repetat meniul încoronării regelui Ferdinand. Deci avem brandul Rhein și marca noastră înregistrată tot de spumași și de vinuri liniștite, Prahova Veli. Și acum producem în jur de 200.000 de sticle pe an și exportăm în peste 40 de țări și pe piața din România. Să știți că nu întâmplător am ținut să stăm de vorbă în acest spațiu, pentru că îl numiți dumneavoastră și pe drept cuvânt muzeul acestui spațiu, acestor locuri. De ce? Ce aveți aici? Ce sunt expuse? Ce ați expus dumneavoastră în acest muzeu? Am expus reclame din ziarele vremii, din timpul lui Rhein. Și aici avem utilaje pe care noi le-am folosit până în 98, aduse de Rhein, utilaje care funcționează și în ziua de astăzi. Mulțumesc mult și succes! Mulțumesc și vă așteptăm oricând la noi la Azura. Cu mare drag! Peste tot îs locuri mândre, fiecare locuș știe. Pentru mine ca banat, măi, loc mai mândru n-am aflat, măi. Hai banat, banat, și m-am blestemat să pișe carnea pe mine, dacă-i mai plecat în cine. Hai banat, banat, și m-am blestemat să pișe carnea pe mine, dacă-i mai plecat în cine. Și câți de mulți ai face dorul de casă ce arge. Hai banat, banat, și m-am blestemat să pișe carnea pe mine, dacă-i mai plecat în cine. Hai banat, banat, și m-am blestemat să pișe carnea pe mine, dacă-i mai plecat în cine. Aș dă viața-i zbușul mată, inima mie
păcată. Hai, Banat, Banat, și m-am blestemat să pișe carnea pe mine, dacă-i mai pleca din cine. Hai, Banat, Banat, și m-am blestemat să pișe carnea pe mine, dacă-i mai pleca din cine.